Irachienii au trecut Dunărea cu barca, iar pe malul românesc au fost așteptați de 3 cetățeni bulgari cu 2 mașini pregătiți să-i ducă mai departe către vestul Europei. Polițiștii au încercat să oprească cele 2 autoturisme în trafic, dar șoferii au ignorat semnalele regulamentare. Au încercat să fugă, așa că a început o urmărire în trafic pe străzile din Calafat și din apropiere. În cele din urmă, polițiștii au reușit să blocheze autoturismele și să-i captureze atât pe bulgari cât și pe irachieni. Cei 13 adulți și 6 minori plătiseră 19.000 de euro pentru a ajunge într-un stat din spațiul Schengen. Cetățenii bulgari și irachieni au fost predați poliției de frontieră bulgare și vor fi judecați pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, respectiv complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României.